Mai bine de 3 săptămâni au stat internați la secția boli infecțioase din cadrul Spitalului Municipal Sighet 2 pacienți infectați cu coronavirus. Este vorba despre 2 bărbați din comuna Săpânța, un bătrân de 71 de ani și fiul acestuia în vârstă de 31 de ani. În data de 4 mai, cei 2 bărbați au fost declarați vindecați după 3 săptămâni de îngrijiri medicale și internare în condiții de maximă siguranță. Cei 2 au fost externați în cursul zilei de luni după ce 2 probe consecutive au avut rezultat negativ. Medicul infecționist Erica Șofron povestește care a fost evoluția stării de sănătate a celor 2 pacienți pe parcursul internării, dar și care a fost starea de spirit a cadrelor medicale în timpul acestei experiențe. A fost o muncă comună cu cei din CPU. Acolo pornim. Faptul că toată echipa din CPU a lucrat și a identificat pacienții care prezentau riscuri. Ei ne-au solicitat la consultul acestor pacienți. Deci, practic, succesul de astăzi pornește din CPU. Pornește de la echipa care a fost bine antrenată în CPU, medici, asistenți, infermieri, toți împreună. Ei ne-au solicitat, acolo s-au adresat prima dată pacienții, ei au ridicat primii suspiciune de coronavirus, ne-au solicitat la consult și de aici încolo lucrurile au mers în cazul acesta foarte bine, în sensul că au ajuns internați pe secție la noi. Prima dată pacient vârstnic care a avut o formă medie spre severă, cu insuficiență respiratorie și care în dinamică s-a dovedit a fi pozitiv pentru coronavirus. S-a făcut ancheta epidemiologică, DSP-ul a recomandat autoizolarea aparținătorilor. Aparținătorii și toți contactii nu au avut manifestări, nu au avut probleme de sănătate, n-a mai fost identificat din jur nimeni pozitiv, cu excepția fiului care a fost identificat ulterior pozitiv. Evoluția lor a fost foarte bună în dinamică. Sigur, li s-a aplicat schema de tratament recomandată și de către medicii din China, schema de tratament care s-a aplicat și în Statele Unite, Italia, Franța, Germania și în țară. În România s-a aplicat această schemă de tratament cu caletra și placamentele au și foarte multe efecte adverse care nu sunt ușor de tolerat de către pacienți. Și simptomaticele și până la urmă vorbim de imunitatea fiecarei persoane în parte, faptul că acești oameni au fost cu o imunitate mai mult decât satisfăcătoare, având în vedere că la 71 de ani cu patologie respiratorie cunoscută anterior, cu patologie cardiacă importantă, evoluția a fost foarte bună, incredibil de bună. Succesul este rezultatul unei munci în echipă a celor de la CPU Sighet și a cadrelor medicale de la secția boli infecțioase Ileana Mihalca și Erica Șofron, alături de echipa de asistenți medicali și infirmieri. Suntem încântați de rezultate și suntem încântați de echipa pe care o avem și de felul în care am reușit să gestionăm lucrurile și de sprijinul conducerii, pentru că până la urmă a fost esențial că am avut la dispoziție, având în vedere toate discuțiile cadrelor medicale din țară care lucrează în condiții improprii, fără echipamente de protecție. Nu am putut să ne plângem de acest lucru și atunci cumva s-au aliniat astrele și lucrurile au mers bine și suntem încântați. Cât de greu a fost să gestionezi acest caz fără a se infecta cu noul virus? La această întrebare, medicul Erica Șofron răspunde că nu a fost deloc o misiune ușoară. Aș fi o minciună să vă spun că nu a fost greu. A fost greu pentru că ne-am confruntat cu o problemă pe care nu știam cum trebuie să o gestionăm. O problemă despre care nu am avut informații suficiente, literatura medicală nu a putut să ne lămurească foarte mult și în continuare. Literatura medicală are informații controversate, legate și de tratamente și de atitudine terapeutică. Nemai trecând printr-o pandemie de genul acesta, totul a fost o noutate, am învățat din mers. Am făcut simulări anterior apariției acestor cazuri, când deja știam de această pandemie și am început să ne pregătim, dar nimic din ceea ce pregătești tu așa printr-un scenariu imaginar ulterior nu se compară cu ceea ce găsești în realitate. Nu a fost ușor și ne bucurăm că ne-am descurcat onorabil. Pacienții au fost firește foarte fericiți la momentul externării. A fost starea pacienților la plecare. A fost foarte bună, mai ales psihic a fost foarte bună pentru că
în ultima săptămână ei deja s-au simțit foarte bine, nu au mai avut nevoie de oxigen, nu au mai avut nevoie nici de medicație asociată, lucrurile au mers foarte bine și era foarte greu să le explicăm, domnule, încă ești pozitiv, probele pe care le recoltam în dinamică erau pozitive și atunci, până ce nu s-au negativat și până ce nu am obținut două probe negative consecutive, nu am putut să eliberăm ori lucrul acesta. Vă imaginați că este foarte greu de suportat de persoane care locuiesc la țară, în natură și care s-au regăsit aproape o lună închiși într-un salon în care de 3 ori pe zi aveau contact cu noi. Contextul deznodământului favorabil în cazul celor 2 pacienți ține și de faptul că au fost singurii pacienți infectați cu COVID-19 internați în secția de boli infecțioase de la Sighet. Sigur, faptul că nu au fost mulți pacienți a fost un avantaj pentru noi, pentru că am putut să le acordăm atenție sporită, am putut să monitorizăm în dinamică fiecare manifestare, fiecare simptom, având mai puțin pacienți. Pentru noi, cu siguranță, a fost mult mai ușor decât pentru medicii din centrele universitare sau din spitalele unde sunt foarte mulți pacienți. În condițiile în care tu reușești fizic să te dedici acestor persoane, șansele să scape simptome sau lucruri importante sunt mult mai mici. Și acest lucru a fost un avantaj pentru noi, fiind un oraș mic, cu puține cazuri, a fost un avantaj că am putut să gestionăm mai puțin pacienți decât în alte părți. Dar cei 2 medici, Ileana Mihalca și Erica Șofron, au primit felicitări și flori din partea primarului Horea Scubli.